Treaba e simplă. Luați o sticlă curată, o sticlă din sticlă, 7 foi de dafin, 7 căței de usturoi, o lingură de sare neiodată, le puneți pe toate în sticlă, iar sticla o puneți în casă, deci nu în afara casei, în casă, într-un loc bine ascuns, într-un loc pe care doar dumneavoastră trebuie să știți unde a spus acea sticlă și o lăsați acolo timp de 7 zile. Iar după 7 zile o să vedeți ce o să se întâmple. Fraților, vlogul de astăzi și materialul de astăzi sunt absolut convins că nu o să fie pe înțelesul tuturor urmăritorilor mei. Dar în cazul oamenilor care vor înțelege și vor percepe mesajul așa cum trebuie el perceput, sunt convins că vor fi rezultate foarte bune. Nu știu dacă e bine să spun din păcate sau din nefericire, dar lumea în care trăim nu avem cum să fim toți la fel, să gândim toți la fel, să vedem toți la fel lucrurile în jurul nostru sau pe cei din jurul nostru și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cu siguranță creatorul nostru, al tuturor celor văzute și celor nevăzute, a știut el de ce a făcut și a rânduit aceste lucruri în așa fel. A crede în energii negative nu mai este de mult un semn de neștiință și primitivism. Dimpotrivă, chiar și medicii mai nou susțin că aceste energii negative fac parte din noi, ne însoțesc oriunde mergem și în legătură cu absolut tot ce facem în jurul nostru, ele oscilează, sunt bune sau mai puțin bune și ne recomandă să căutăm optimismul și gândirea pozitivă, întrucât o energie pozitivă ne ajută întotdeauna creierul și organismul să lupte cu anumite boli sau anumite probleme de sănătate pe care le avem și unii dintre noi, chiar dacă mergem la foarte mulți doctori, la foarte multe controle, facem foarte multe investigații și nu găsim răspunsul, nu găsim rezolvarea. Sunt foarte mulți oameni în această situație și de aceea am decis să fac și voi face o serie de vloguri care vă voi prezenta anumite ritualuri pe care le puteți face simplu la dumneavoastră acasă și asta nu înseamnă că nu credeți în Dumnezeu sau nu aveți credință în Dumnezeu, pentru că și această frunză de dafin sau acest usturoi sau această sare tot de la Dumnezeu vine, tot El le-a lăsat pe pământ, nu le-a lăsat altcineva. Creatorul nostru a lăsat totul ca noi să ne bucurăm de aceste lucruri și de tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar să ne bucurăm într-un mod pozitiv. Așadar, o casă încărcată energetic se va reflecta întotdeauna asupra stării de spirit a proprietarului și a celor care locuiesc în ea. Foarte mult suntem puși în situațiile de următorul gen. Venim acasă de la lucru, de la servici sau de unde suntem plecați și în loc să ne simțim bine, în loc să ne odihnim, a doua zi să avem bateriile încărcate, ne trezim de două ori mai obosiți, ne trezim de două ori mai bulversați decât în ziua precedentă. E bine să știți, cei care n-a știut până acum și probabil o să fiți foarte mulți dintre voi sceptici în legătură cu acest mesaj sau cu acest tip de vlog, să știți că acest lucru se întâmplă din cauza energiilor negative din jurul nostru. Atacurile energetice au existat încă de la începuturi, dar din păcate lipsa de informație, mai ales în mediul online, cel puțin până acum câțiva ani de zile, erau inexistente. Sunt foarte multe de discutat pe tema acestui subiect, mie îmi place, eu sunt fascinat de acest lucru, de aceea am zis să fac o încercare să vedem cum veți reacționa o parte dintre dumneavoastră, pentru că știu că în proporție 90% sunteți oameni foarte documentați, oameni cu apă pe umeri, oameni cu care am ce să discut și de aceea am zis să vă prezint și acest gen de material. Dacă veți fi încântați de acest gen de material, eu mai am pregătite mai multe ritualuri, dacă putem să le numim așa, sau obiceiuri pe care eu obișnuiesc să le fac la mine în familie, dar țin să menționez un lucru, cum menționez de fiecare dată prin vlogurile mele. Fără Dumnezeu, așa îl numesc eu, fără creatorul nostru, nu se poate nimic. Putem să facem noi sau să mâncăm foi de dafin pe pâine. Secretul succesului unui ritual este credința în cel care te-a creat. Pentru a executa acest ritual, avem nevoie de următoarele lucruri. Sau ingredientele putem numi. 7 foi de dafin, 7 căței de usturoi, sare grunjoasă neiodată, și apă, nu știu cum să arăt eu, apă neîncepută de izvor. Când spun neîncepută, probabil foarte mulți o să vă gândiți, dar ce înseamnă apa neîncepută? Apă luată dimineața, la prima oră, de la o fântână sau un izvor de undeva. Procesul e foarte simplu. Aveți nevoie de o sticlă de sticlă curată, cu capac, și începeți și introduceți usturoiul prima dată. După care veți începe să introduceți
frunzele de dafin. Recomand o sticlă cu, uitați, cu un orificiu aici mai mare, ca să nu întâmpinați probleme atunci când introduceți usturoiul. Imediat după ce le-am băgat aici în sticlă, urmează să punem o lingură de sare. Am mutat camera și am mutat puțin cadrul pentru că se întunecă foarte rău, vine ploaia, e și destul de târziu, se întunecă și afară și nu se mai vedea nimic. Haideți să punem sarea, eu o folosesc de acest capac, nu am mai luat lingura pentru că îmi pica foarte mult pe jos pe aici, oricum pică și din capac, dar nu-i problemă, facem curat imediat. Echivalentul la o lingură, sunt două capace din acestea. Și acum, elementul important, apa curată neîncepută. Am pus capacul, se aude, nu știu dacă se aude, sarea, e și normal. O agitați puțin. Cam acesta ar trebui să fie rezultatul. E, și această sticlă acum, mergeți în casă, fără să vă vadă nimeni. De preferat ar fi și momentul în care faceți acest ritual, să nu vă observe nimeni, pentru că vor apărea întrebări și de acolo deja se pierde farmecul ritualului. Mergeți și o băgați într-un loc ascuns, unde să nu vadă nimeni, o ține 7 zile. Dacă vreți să continuați ritualul după cele 7 zile și vreți să-l prelungiți, să zic așa, luați tot ce este în sticlă, aruncați la gunoi. Aici se adună energie negativă, deci trebuie aruncată la gunoi, direct la coșul de gunoi, și repetați procesul. Încă 7 zile, încă 7 zile, dar vă garantez că după primele 7 zile o să vedeți o diferență enormă. Ceea ce se întâmplă la noastră în casă o să fie ceva de nedescris. Dar încă o dată spun, fără Dumnezeu sau fără credința în Dumnezeu, nimic și niciun ritual de acest gen nu o să aibă niciun efect. În momentul în care pui usturoiul în sticlă, spui în gândul tău, Doamne ajută-mă, în momentul în care bagi frunza de dafin în sticlă, spui, Doamne dă-mi sănătate, Doamne dă-mi minte, Doamne dă-mi putere și ce-ți mai dorești tu bine pentru tine și pentru cei din jurul tău. Dacă în momentul în care faci acest ritual spui, Doamne, dă-i vecinului meu să facă pană la mașină, am dat și un exemplu, să fii sigur că nu o să întâmple așa ceva, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți, indiferent cum suntem, cine suntem, cum arătăm, ce zicem, ce gândim, suntem toți copiii lui. Deci pe toți ne iubește la fel, El vrea să fim buni, să trăim în armonie, să fie totul frumos și să trăim în liniște. Puneți în aplicare așa ceva și după 7 zile reveniți în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți ce rezultate ați avut. Sau ce ați observat, schimbat sau diferit la dumneavoastră în casă sau poate în sufletul dumneavoastră. Sănătate, Doamne ajută și toate cele bune!